A doua fată care a intrat în casa Mireasa se numește Cristina, are 24 de ani și este din Constanța. Lucrează de la vârsta de 14 ani, a lucrat și în magazine și la fast fooduri. Se consideră a fi o persoană simplă, dintr-o bucată. A povestit despre relațiile ei. Una a avut-o cu un arab în Grecia, însă familia acestuia nu a fost de acord cu ea poate spune că a fost prima ei iubire, acea persoană, iar ultima relație a ținut trei ani, s-a consumat foarte repede din punctul ei de vedere, au apărut niște certuri cam de la trai, de la bani din ce povestea. Familia ei este simplă, de la țară, are o soră mai mare, spunea că de la vârsta de șapte ani a crescut cu bunica și crede că acest lucru a afectat-o pe termen lung. Chiar și acum zicea că e o persoană care e foarte sensibilă, plânge foarte des, dar se mai caracteriza ca fiind vulcanică, încăpățânată și orgolioasă. De la viitorul partener își dorește să fie înalt, brunet, cu barbă, ochi albaștri, verzi sau negri și să fie independent, să nu fie mama în stânga și în dreapta, și să fie un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, care să-și ia decizii.